Mai mult ei. Atunci când o națiune are campioni, este bine să-i amintească și să le mulțumească pentru performanțele lor. Despre o carieră de 10 a unui mare campion vorbim astăzi la Star Matinal. Mihai Leu ne-a acordat un interviu în exclusivitate. Ne-a mărturisit care au fost cele 10 momente cheie care l-au făcut campion în ring, pe circuite, dar și în viață. O să vă urez la mulți ani, mulți înainte și tot așa cu emisiuni bune. Mulțumim tare mult! Am avut multe momente frumoase în viață și chiar de nota 10, multe, da. Eu sunt o fire foarte optimistă și întotdeauna mă gândesc la lucrurile bune pe care le-am trăit, cele rele le uit întotdeauna. Cum a fost retragerea de pe ringul de box, acolo unde ați făcut istorie? Da, n-a fost prea plăcută, a fost destul de greu, fiindcă făcusem sport toată viața. Am avut o accidentare la brațul stâng și accidentarea m-a forțat să mă opresc cu box. Am avut două operații. A fost foarte greu, dar tot așa, cum am fost învățat în toată cariera de boxer, trebuie să te uiți înainte. A mers mereu înainte și a ieșit învingător atât în ring cât și în viață. Avea doar 4 ani când s-a împrietenit cu sportul. O vizită la bunicul de la Brăila i-a schimbat destinul. Copilul fascinat de sport făcea primii pași spre succes. Întotdeauna cred că am învățat și să fiu optimist și cred că și toate greutățile astea, și chiar v-am spus, au fost mult mai mult de 10 momente grele în viață. Mai spuneți-ne ca să le facem pe cele 10. A fost, spre exemplu, v-am spus și când am plecat din țară și, eu știu, am ajuns în Atena, nu aveam acte și... Bani? N-aveam, da, nici bani, nici acte, din păcate. Și nu știam încotro să o apuc și tot așa a fost un moment greu, eram copil, aveam 19 ani, nu știi prea da, multe da, la... Da, da, atunci cu plecarea aceea s-a întâmplat și un lucru bun, chiar minunat. Da, și oricum cred ați așa... Ați cunoscut-o pe Ana, dacă care nu era ajungeam în vizită în Germania... la prietenii comuni, nu? Da, și știți, chiar băiatul meu... mi-a zis așa niște lucruri frumoase și atunci când am împlinit 50 de ani, mi-a spus că probabil dacă n-aș fi fost un boxer atât de bun, mă rog, el zice cel mai bun, dar probabil e puțin subiectiv, aș fi putut să fiu, nu știu, cel mai bun basketbalist sau cel mai bun fotbalist sau cel mai bun erați cel mai bun, indiferent de ce alegeați. Pentru fiul dumneavoastră erați cel mai bun. El a spus că am ales să fiu cel mai bun tată în loc de toate astea și asta pentru mine este cea mai mare satisfacție. Fost întâmplări de 10, dar și provocări de 10. Cea mai mare luptă nu a dus-o în ring, ci pe patul de spital. Și în această perioadă grea am cunoscut oameni noi, mi-am făcut prieteni noi cu domnul profesor. Am, așa pot să spun, o relație extraordinară și este un om care înseamnă foarte mult pentru mine și pentru viața mea. Și toți doctorii să spun de la spital, să știți că sunt incredibili și am rămas cu toți în relații foarte bune. După ce mi-am cunoscut soția, să-l trecem și pe ăsta la momente da. Cheie, nu prea a vrut să se întâlnească cu mine și nu am cedat până când nu am convins-o să ieșim împreună. Și cred că a fost unul dintre momentele importante din viață. Ați muncit ceva ca să o cuceriți? Da, da, foarte, foarte mult. Cât timp v-ați ținut așa după soția dumneavoastră? Cât ați curtat-o? Păi cam 2 luni a trebuit să... să trec pe la ea, să vorbesc ca să cu prieteni. Vedeți, da? Două luni de zile. 2 luni ca să ieșim la o întâlnire. Destul de mult. Da. Nu mă las niciodată. Ce v-a spus la prima întâlnire? După cele 2 luni de insistență? După ce am început să am ieșit prima dată, după aceea
am, normal, am stat de povești, ne-am mai întâlnit și altă dată și încet, încet... Cum a fost așa acomodarea cu o italiancă? Nu m-am gândit niciodată la faptul că este din Italia. Asta chiar n-a... Pentru mine a Dar nu vă gândeați, dacă nu dorește să vină în România după dumneavoastră, nu v-ați gândit așa la ideea asta? În primul rând, când am cunoscut-o, nici nu... Nu vă mai gândeați la nimic. La absolut nimic. Și după aceea, în faptul că am început să ne cunoaștem tot mai bine și pot să apreciez foarte mult faptul că în momentul în care am spus că eu în Germania nu mă simt bine și aș vrea să mergem în România, a fost în continuare alături de mine și eu totdeauna... Varianta rea nu o iau în calcul. Vă mulțumesc tare mult pentru astăzi și mă bucur și tare mult că am avut ocazia să stau la povești cu un sportiv de 10 sau un român de 10. Vă mulțumesc frumos și mulți înainte. Doamne ajută, mulțumim tare mult!